Republica Cehă a relaxat joi restricțiile impuse cetățenilor pentru a împiedica răspândirea epidemiei, după ce numărul cazurilor a scăzut și autoritățile au concluzionat că boala se află sub control, informează New York Times. Cehia a ridicat interdicția care le permitea cetățenilor să iasă din case doar pentru deplasări esențiale, precum și cea care le interzicea să călătorească în afara țării. Anunțul a fost făcut de ministrul sănătății Adam Wojtek după o ședință de guvern. Totodată vor fi permise adunările publice de până la 10 persoane începând de vineri. Universitățile vor fi redeschise de luni, iar calendarul de redeschidere al magazinelor a fost accelerat. Guvernul ceh nu a anunțat schimbări în privința obligației de a purta măști în public și nu va permite în continuare adunări publice cu mai mult de 10 persoane sau evenimente. Cehia a introdus la mijlocul lunii martie unele dintre cele mai dure restricții pentru a controla răspândirea epidemiei. Ministrul Sănătății a spus că acestea au fost esențiale pentru ca spitalele să nu fie copleșite, dar că acum restricțiile pot fi relaxate. Această decizie ar fi fost cerută de companii și oficiali înalți din domeniul sănătății, deși epidemiologii au avertizat autoritățile să nu se grăbească. Cei care vor să călătorească peste hotare vor trebui să facă un test de coronavirus la întoarcere, iar acesta să fie negativ sau vor sta 2 săptămâni în carantină. În acest moment, Cehia permite doar celor care își vizitează familia, pacienților sau navetiștilor să călătorească. Ministerul de Interne a anunțat că va fi relaxată și măsura care le interzicea cetățenilor străini să intre în țară. Astfel, va fi permis accesul studenților străini și a cetățenilor UE care călătoresc în interes de serviciu în funcție de caz. În ultima săptămână, numărul mediu al cazurilor zilnice a fost de 119. Cehia are în prezent sub 5.000 de bolnavi de coronavirus.